Bună ziua! Sunt mama lui Rafael. Din păcate, starea de sănătate a lui Rafael nu este foarte bună. În urma unor investigații mai amănunțite, Rafael a fost din nou diagnosticat cu o tumoare osoasă numită osteosarcom și are nevoie din nou de tratament cu chimioterapie și o intervenție chirurgicală. Și de aceea apelăm la ajutorul dumneavoastră să ne ajutați prin asociația Salvează Inimi. Vă rog din suflet să fiți alături de noi, de copilul nostru. Vă rog mult să mă ajutați și să mă susțineți prin Fundația Salvează Inima ca să pot începe chimioterapia cât mai repede și să pot lupta cu această boală cumplit, ca să pot să-mi trăiesc și eu copilăria normal, deoarece copilăria mea timp de 2 ani de zile a însemnat numai spitale, tratament și operații. Vă rog mult să mă ajutați și să mă susțineți să am și eu copilărie normală.